Ține 4 săptămâni, slăbește singur și natural. Un concept în care ai intrat voit sau nevoit la un moment Mai dat, dar să nevoit. zicem mai mult voit, într-adevăr, mai mult voit. Cum ți s-au părut cele 4 săptămâni? Mi s-a părut că a trecut surprinzător de repede față de cum așteptam, sincer, la început, mai ales având în vedere așteptările pe care le aveam, se mai povestise, am avut prieteni care au urmat același program înainte, din nefericire niciunul nu m-a încurajat, iar după am primele văzut, da, două ședințe mi s-a părut absolut infernal, nu eram sigur că o să reușesc să duc până la capăt, sincer. După ce am trecut de jumătate, mi s-a părut că a trecut atât de repede, cât parcă aș mai fi mult. Iar acum, la final, îmi vine să parcă a trecut o săptămână, nu o lună. Și de cum ai început, vis-a-vis de rezistență și vis-a-vis de adaptare, și cum ai terminat? Pentru că noi știm diferența. Diferența o știam și eu, acum o și simt. Din fericire, în sensul că dacă am plecat de la unica activitate fizică, plimbatul până la mașină și învârtitul cățelului în jurul blocului, eventual urcat până la etajul 3 atunci când nu mergea liftul, acum am ajuns să pot merge distanțe mai lungi fără să-mi dau seama sau fără să-mi propun de la început chestia asta. Deci și e chiar încântător, da, e chiar încântător să vezi că nu obosești ca înainte. Practic, sunt multe eforturi pe care înainte le resimțeam din plin și pe care acum nici nu le mai conștientizez măcar. Ce ai crezut când ai ajuns la centrul de excelență cardiomix că o să găsești, ca să zic așa, și ce ai crezut? Mă așteptam să văd multă aparatură și din ce mi se povestise de către prieteni pe care am și care merg mai mult pentru dezvoltarea musculaturii și impresionat decât pentru sănătate pur și simplu. Mă așteptam să văd aparatură multă, scripeți, greutăți, lanțuri și la fiare și agățate de gât. Și când colo de gâtul și greutate. Da, decât eu, câteva instrumente simple, niște exerciții aparent foarte ușoare, dar care, aplicate așa cum trebuie, duc la un efort care la un moment dat devine plăcut. Devine plăcut, nu? Ai slăbit 5 kg și jumătate, noi spunem în 4 săptămâni de antrenament, dar de fapt vorbim de 3 ședințe pe săptămână și practic de 12 ore. Nu și mai da, spun. Și cu două pauze ocazionale de sărbători. Două pauze lungi de perioada și vis-a-vis de perioada de sărbători? Vis-a-vis de perioada de sărbători, în primul rând, n-aș pune pe primul loc voința pe care aș fi avut-o să nu mai fac abuzuri culinare, ci mai degrabă, nu știu, dezinteresul ciudat manifestat de către propriul corp de a mai de a se îmbuiba, da. Adică am ajuns la o, hai să nu zic lipsă de interes, că pofte avem toți culinare când vedem ceva delicios, mai ales în preajma Paștelui care a fost cuprins. Și da. Da. Dar faptul că mă săturam mai repede, nu mai aveam tendința de a îndesa în corp mai mult decât cerea. Și o satisfacție automat atrasă de chestia asta. Colegii, echipa? Extraordinar, în sensul că majoritatea colegilor fiind cam cu aceeași conformație corporală ca a mea, adică nimeni n-a venit atlet de la bun început, n-am simțit niciun complex de inferioritate, ba din contră, toți fiind din aceeași categorie socială, chiar dacă au fost și diferențe de vârstă mai mari între noi, spiritul a fost acela și a fost atmosfera veselă, a contat foarte mult și ne-a încurajat în ducerea la capăt a exercițiilor la fiecare ședință. Cred că a contat foarte mult chestia asta. Nu știu, adică nu a fost o competiție, o încrâncenare, da, o corvoadă, o frică de a nu da satisfacție la anumite exerciții. Ba din contră, ba că și din potrivă, să ajungeți la un moment dat, practic, toți să fiți cam la același nivel de adaptare a efortului și de reușită. Și, da, și ce mi s-a părut cel mai interesant e faptul că
prin exercițiile pe care le-am făcut aici, în oglindă, privindu-mă, acasă, bine, greu să conștientizăm văzându-ne pe noi înșine zilnic modificările corporale, structurale, da. Dar, în mod ciudat, deși în oglindă arăt aproape la fel, sau cel puțin asta e impresia mea, mă simt cu totul altfel la corp. E ca și cum n-aș mai conștientiza burta, chiar dacă există. Oricum, burta ta a scăzut, să fim serioși. A și scăzut, dar mi s-au mai spus oameni care nu am mai văzut de o lună, două, mi-au spus ce ai slăbit. Eu sau soția, nu, văzându-ne zilnic, nu conștientizăm atât de rapid. Dar mă simt ca și cum aș avea cu câteva kilograme mai puțin. Adică cu vreo 5 kilograme jumate mai puțin. Cu vreo 5, nu, mă simt cu mai mult, tocmai. Fizic, practic, am slăbit doar 5, dar simt ca, mă simt ca și cum aș fi slăbit cel puțin 15. Ce este nemaipomenit. Foarte pe scurt, ce va însemna pentru tine acest program? Pe lângă toate aceste transformări, toate modificările care ai ajuns să le simți timp de 4 săptămâni. Ce înseamnă programul? Cel mai scurt, o experiență foarte plăcută pe care își recomanda-o cu plăcere oricui. Amic sau inamic. Chiar și inamic. E bine să vrei rău dușmanilor. Ce e bine să vrei rău dușmanilor, din contră să-ți ia problemă. Și să le doresc sănătate inclusiv dușmanilor. Da, da, exact. Cuvinte cât mai puțin, așa aș rezuma. O experiență foarte plăcută, surprinzătoare și pe care aș repeta-o oricând, fără nicio problemă, chiar și după pensie, să zicem. Adică m-aș vedea mai degrabă ridicând greutăți din căruciorul cu rotile decât mă împins de o asistentă la una zi de tip american, cu program de bingo și tatăl. Da. Mihai Dragomir, cel care a inventat conceptul Cardiomix, maestru al sportului românesc, se spune mai nou Mr. Hai că poți. Părerea ta e aceeași? Da, absolut. Deși, sincer, n-am auzit cuvintele astea spuse foarte des. La dânsul sau, probabil eram în starea de a nu le mai auzi pe finalul exercițiului. Mai degrabă varianta a doua. Dar, nu știu, fraza asta, încurajarea asta, hai că poți, mi se pare mult mai apropiată și mai umană și mai cu succes mai mult pentru practicanți decât, nu știu, să spunem, țipetele, fluierul, da, exact, fluierul, da. Bătutul din palme și urlatul la concurenți. Adică întotdeauna o încurajare cred că e mai fructuoasă decât o descurajare sau chiar o jignire. Am auzit și așa ceva, din nefericire, chiar în sport de performanță, sportul de performanță și de la antrenori, așa zici, cu experiență. Cu experiență. Da, adică nu pot să dau nume, dar sunt cunoscute numele, chiar și în fotbalul de performanță, care nu au decât două sau trei încuraje pe el, ea-l și rupe. Genial. Bine, nu este de adoptat. Pentru noi a fost o plăcere să te avem printre noi, să te includem în familia Cardiomix, să te reformăm la un stil de viață sănătos. Eu le-am zis la un moment dat glume de radio, chiar ne-am prins bine. N-aveam un om de radio în rândul nostru și vei avea foarte curând aici la panoul celebrităților și fotografia ta. Pentru că meriți și te așteptăm oricând cu dragție. Felicitări pentru diplomă. Felicitări pentru asta. Și o ultimă întrebare de la mine, dacă se poate. Te rog, Sile. Ce le recomanda oamenilor din experiența ta? Să încerce, să nu ajungă peste câțiva ani, mai mult sau mai puțin, să regrete că măcar n-au încercat. Cred că mai frumos. Mult n-am ce să le spun. Super. Să nu se gândească la bătrânețe, trebuia să fac și pe asta. Mulțumim frumos! Cu mare plăcere!